Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un review cu unul dintre cele mai bune ceasuri inteligente pe care poți să le cumperi astăzi atunci când vrei să primești notificări, să-ți monitorizezi câteva sporturi sau să asculți muzică de pe încheietură. E o piață foarte competitivă, iar modelul de astăzi concurează foarte bine și la preț. Stă bine de tot sub 200 de euro și o să vorbim mai mult despre Watch GT2e și despre Watch GT2 împreună cu Radu, care l-a folosit pe 2, iar eu l-am folosit pe la mai ieftin, pe 2e. Bine vin, Radu! Salut, George! Hai să facem switch. Te-ai bronzat cu urmă? Se vede urma? Se vede urma. Da. Eu am fost în weekend chiar pe munte cu două ceasuri pe mână. Am și postat că am fost și cu un ceas autentic de munte și am fost și cu GT2e-ul, dar mai mult o să vă arăt îndată pentru că sunt curios ce am înregistrat. O să ne uităm împreună, nu m-am uitat la înregistrări, doar le-am pornit, am dat hike, am dat stop, vreau să văd cum arată. Vreau să fiu surprins. Ok, eu am un avantaj în fața ta, eu îl folosesc de câteva luni de zile și nu prea îl dau jos la mână, doar la duș. Pentru că am grijă de el. Atunci e altul pe ăsta. Se și vede deja pe curea că îl folosești intens. Și în ultimele săptămâni și eu am început să folosesc Watch GT2e. Nu m-a lăsat sufletul să-l iau pe al lui Radu, așa că am zis, hai că îl încerc eu pe ăla mai ieftin. Iar cel pe care folosesc este ăsta. I-am schimbat fața. L-am pus în cutie ca să vedeți cum o să vină. Însă, ce ar trebui să te intereseze este simplu, maculatură. Iar aici, cablu USB la USB-C. Și același suport de încărcare valabil pentru toate modelele, corect? Da. Asta e frumos, asta e frumos, se încarcă toate cu același încărcător. De vreo 3 generații? Deci se poate. Poate dacă aude cineva la Fitbit, poate nu mai schimbăm atâtea mufe, nu știu. Hai să vedem diferențele importante. Față de primul Watch GT, diferențele sunt mici. Cei de la Huawei s-au concentrat pe a face un ceas inteligent, rotund. Și au folosit tehnologia AMOLED, care arată foarte bine, iată, pe un ecran cu niște specificații care, vă spuneam, nu prea se schimbă. Și, ca să nu greșesc, avem 1.39, nu? 1.39, mă. Da. 1.39 inci în diagonală, deja de atâți ani. Uite ce bine arată. Dacă nu-ți place fața asta, i-am arătat și Lorenei, că este pe altă versiune, pur și simplu alegi altă față. Sunt o grămadă de fețe interesante preîncărcate. Doar că tu ai unele diferite, aia cu graffiti nu am și nu pot să o downloadez. Ai câteva șmecherii în plus acolo. Mie mi-a plăcut însă mai mult asta. Mi se pare foarte, foarte faină. Eu am rămas la asta de când l-am pus. Mi se pare foarte clasic, sportiș. În rest, ceasul este surprinzător de simplu și de ușor. Arată ca un ceas, adică atunci când îl porți la mână și datorită ecranului AMOLED, de la distanță poți să, dacă îi pui o față din asta care arată ceas, arată ca un ceas, însă și dimensiunile, uite, 43 de grame la mine, 41 de grame la tine, cu doar 5 grame mai ușor decât prima generație, nu e un ceas greu, este efectiv un ceas. Arată și se poartă ca un ceas. Însă ce am observat eu diferit față de al tău este că la mine brățara este fixă, așa vezi? Da, asta e brățara sportivă care îți menține ceasul fix ca să nu se plimbe pe mână stânga-dreapta, să-ți poată măsura pulsul mai corect și mai ai și butoanele teșite, ceea ce are și un avantaj pentru că atunci când faci cu mâna așa și ai ceasul la mână, poate fi deranjant. Pe munte, de exemplu, să ai niște butoane din astea mari, o să te jeneze foarte tare aici. Riști să-ți oprești antrenamentul fără să vrei. Da. Are rama din oțel inox, nu? Da. Capacul din sticlă. Și pe spate avem o combinație de plastic și metal pentru că avem senzorii de puls. Senzorii de puls, altfel, destul de preciși, să zicem așa, ultima generație, însă are inclusiv senzor de SPO2, de saturația oxigenului în sânge, ca să spună cât de obosit e sau cât de stresat are și funcția asta. În rest, nu sunt lucruri foarte diferite între cele două, dar care sunt, până la urmă, diferențele pe care le-ai observat tu? Adică, în afară de preț și partea de SPO2, eu n-am văzut nicio diferență. Mai e o diferență la conectivitate. Al tău are Bluetooth 5.0, al meu are 4.1 sau 4.2. Asta înseamnă că va consuma mai puțină energie, în teorie, și s-ar putea să-ți vină notificările mai precis pe el, deși n-am observat o problemă nici la al meu. Și cam atât. Partea de fețe, designul... Noi înregistrăm într-o zi de miercuri, iar eu l-am încărcat vineri. Am plecat pe munte duminică și duminică toată ziua am mers cu GPS-ul pornit. Îți vine să crezi? Suntem pe 28, eu l-am încărcat undeva pe 16-17, la jumatea lunii și la începutul lunii îl încarc. În continuare, promisiunea aceea de cel puțin 2 săptămâni de baterie este valabilă cu conexiune Bluetooth activă.
Însă GPS-ul va descărca mai rapid. Eu mă așteptam însă să cedeze bateria după o zi de munte. Cel mai mare consumator de baterie nu este Bluetooth-ul, este GPS-ul pe aceste ceasuri și bateria lui de, dacă cuiva îi pasă, 455 de mAh. Asta cu Bluetooth-ul e relativă, să știi că dacă te duci pe munte, ai cel mai bun cu GPS-ul. Ai cel mai bun semnal la GPS. În oraș e problema dacă îl activezi. Pentru că ai interferențe mari și se chinuie mai mult să îl detecteze. Pe munte, consumul e foarte mic la GPS. La capitolul localizare mă mai interesează și că funcționează și cu alte sisteme de satelit. Acesta merge și cu GLONASS, dar cel de la tine merge și cu rețeaua europeană Galileo. Da. Și o să ai poziționare din mai multe surse care o să facă și mai precisă localizarea atunci când vrei să-l folosești pentru sporturi, mai ales este utilă chestia asta. În rest, cam atât, nu sunt lucruri foarte stresante pe care trebuie să le știi. Sistemul de operare este o combinație dintre Android Wear, dacă toate, vrei. Cred că. E da, câte ceva toate. Din toate. Dar am căutat cum îl cheamă și este Huawei Wearable Platform. Nu găseam numele. Ok, hai să vă arăt așadar partea de monitorizare, pentru că în rest nu trebuie să știi altceva. Este pur și simplu, arată ca un ceas și când se stinge, uite, spre exemplu, când se stinge face odată așa și se aprinde, de fiecare dată se aprinde și asta este o chestie foarte bună, este foarte important. La începuturi, când am început să folosesc smartwatch-uri acum vreo 6, 7, 8 ani, era foarte frustrant că accelerometrul ăla nu-și dădea seama, ăsta se aprinde de fiecare dată. Pe mine mă ajută foarte mult atunci când conduc. În puținele dăți când conduc, dacă vine vreun mesaj, decid dacă este important ce mă opresc sau nu. Sau mai răspund pe el. Aici mai e diferența. Noi nu suntem utilizatori de smartwatch extrem de intensiv așa. Ne interesează, cel puțin și pe mine și pe Radu, ne interesează de la ceasurile astea, să ne dea notificările care ne interesează și să ne vedem de treabă, să țină bateria cât mai mult și să faci, să poți să faci și sport cu el dacă asta îți dorești, dar să și arate bine. Iar asta de la mine, spre exemplu, cu marginea asta, arată bine și am mai citit în comentariile oamenilor, și pe mine m-a surprins, eu nu i-am pus niciun fel de protecție, sunt oameni care căutau folie pentru el, dar îi pui folie de pomană pentru că este super rezistent. Când a apărut acum vreo 3-4 luni de zile? Aprilie. Îl folosesc non-stop și la modul cel mai serios, l-am lovit de toți pereții, am montat toate serverele înăuntru, deci cu siguranță l-am lovit de părțile metalice, nu are nimic ecranul. Da. Fără protecție. Versiunile pe care le vedeți la noi, GT2 și GT2E, sunt cu ecran cu sticlă plată. Există cu o sticlă curbată versiunea pe care a testat-o Lorena. Da. Lorena a stat mai mult pe cum spune, versiunea aia, GT e cel de calibru mai mic. GT2 de 38? De 38 și noi suntem pe 42, da. Pentru că, mare atenție, pe GT2, pe varianta de 46, de calibru de 46, poți să dai și apeluri cu voce, poți să și răspund la telefon. Pe astea nu, avem nici microfon, nici difuzor. Deși văd aici, asta cred că e pentru, ce, pentru barometru, temperatura? Posibil, pentru barometru. Deși este, nu, difuzorul este aici, în partea asta, la butoane, la mine, la tine. Nu. Tu ai difuzor? Invers. Tu ai difuzor? Da, am difuzor, eu pot să vorbesc la el. Ah, deci tu ăla e pe ăla la care poți să vorbi. Da. Și aia îmi place, că pot să vorbesc la el și pentru mesaje, chestia astea scurte, nu mai scot telefonul și răspund direct așa. Ok, eu nu am chestia asta, dar am o mulțime de chestii bune Paulo, pentru... Paulo, stai, ăsta are difuzor și eu nu l-am neglijat, deci a văzut la apă, la viața lui și să pun... Sunt rezistente la apă și pot fi băgate în apă până la 50 de metri. La sporturi, iarăși, sunt absolut fascinat de numărul de sporturi. Nu știu cât de clar le măsoară pe toate, dar sunt exagerat de multe, adică sunt mai multe decât pe ceasurile de sport. Și uite, hai să te arăt. La workout, dacă dau pe workout... Poți să-l personalizezi tu, da. Da. Dacă nu-ți convine ce găsești aici și sigur găsești ceea ce o să faci tu. Apropo, open water, inclusiv pentru un not îl poți folosi, că vă spunem că este rezistent, dar poți să faci și pool swim. Indoor cycle, outdoor cycle, indoor walk, outdoor walk, indoor run, outdoor run. Fiecare personalizabil, că e rotița de setări acolo, deci e... Exact. Iar eu am folosit hike. Există inclusiv trail run. Eu sunt mare fan de alergători de trail. Mi se pare cea mai tare sport, mi-ar plăcea să fiu bun la trail, dar cred că dacă mă țin bine de antrenamente, o să ajung într-o zi să alerg și eu pe cărări de munte. Trebuie să ai grijă, este cel mai dureros sport pentru picioare, pentru genunchi mai ales. Da. Dar fac și eliptic și rower. Deci mi-am pus aici sporturile care mă interesează, pot să mai adaug și altele. Hai să vedem un pic ce mi-arată el de aici, din ce am făcut eu. În comparație cu George, el și-a ales foarte multe sporturi. Sportul meu, cel mai bine înregistrat pe acest ceas, este somnul.
Și este pentru prima dată, vă spuneam că o să mă uit la ce am înregistrat și uite cum arată traseul de pe 24 mai de 13,6 km. Și pe acest hike îmi arată așa, distanța, durata, uite la calorii. Ai ars 1600 de calorii. 1612 calorii. Uite, vezi cât sport să faci ca să arzi atâtea calorii? Da, și după aia am mâncat pe săturate și cartofi prăjiți și am mâncat și papanași și supă cremă. Așa, uite viteza. Evident, am mers destul de lent. Cel mai rapid am mers cu 2.39, că am mers și cu Ariana. Da, da, ai avut pantă. Da, da. Uite numărul de pași, dacă vrei să vezi. Deci mi-a calculat inclusiv numărul de pași și pașii pe minut, dacă te ajută la hike chestia asta. Și diferența de elevație, iarăși. Am urcat 1.142 de metri. Nice. Și am coborât 1.277. Am fost cel mai înalt punct la Babele, 2.215. Nu știu cât e exact oficial la Babele. Depinde, depinde cât de tare bate vântul peste Sfinx, știi? Dacă îl măsoară și pe ăla. Tu știi că era atât de puternică furtuna că nu am văzut Babele? Am fost la cabană și nu am văzut Babele de lângă. Așa? Și heart rate. Asta mă interesează cel mai tare. Uite cum arată. Am stat în Fatburn, tot traseul. Deci contează foarte mult și cum ne-am ținut inima și am ținut ritmul. Am reușit să țin ritmul constant cu mici pauze pe parcursul traseului. Am ținut inima în regim de Fatburn. Cel mai sus la 165, când am avut niște bucăți în care am alergat, am mai făcut unele lucruri. Uite zonele. Deci sunt foarte detaliate. Deci ceasurile astea, care ăsta, spre exemplu, nici nu sare, am spus, e la 150 de euro momentul ăsta pe piață. Uite, în Fat Burning, 181 de minute, mi-am măsurat exact și am fost și în extrem, am fost cu pulsul foarte sus pentru un minut. Probabil când am alergat, am dat o tură de cabană foarte repede. Păi uite, și ăsta e avantajul, să-ți măsoare constant pulsul de nu știu câte ori pe minut. Faptul că poți să-ți facă niște statistici foarte bune. Uite, inclusiv ritmul, dacă ești un sportiv mai bun, poți să vezi și ritmul și cadența. Deci, la capitolul soft este incredibil. Inclusiv curba de altitudine, nu am atâtea statistici pe Sunto. Sunto, care este un ceas profesional pentru așa ceva, evident, sunt convins că are acuratețea ceva mai bună, dar pentru un amator care poate să poarte ceasul ăsta și la costum și la sport, ăsta are foarte multe lucruri de oferit. Inclusiv efectul de fitness. Fantastic. Recovery time. Îți spune cât ai nevoie de recovery time, da. Asta o măsoară baza heart rate-ului și a caloriilor consumate pe care le estimează. Și aici am mai făcut, spre exemplu, niște alte sporturi prin curte. Spre exemplu, am măsurat inclusiv când am tuns iarba. L-am băgat la altfel de sporturi, știi? Mișcare că mi-a luat pe puls și pe pași. Și cam așa arată monitorizarea de sporturi, pentru că dacă ții un ceas smart, ia-l și fă și niște sport cu el ca să te monitorizezi. Dar sunt curios cum îți monitorizezi somnul, pentru că eu l-am purtat și noaptea ca să monitorizez somnul. Nu e cea mai deșteaptă chestie pe care puteam să o fac, dar unde pot să văd asta? Aici la sleep. Și mi-arată ultima noapte. Da, nu este ok. Serios? Am avut niște nopți mai ciudate în ultima vreme. Nu știu de ce. Dar da, asta este somnul pe care îl vezi aici pe ceas. Așa. Naps. Aici pot să-ți arăt, dacă vrei, statistic. Să știi că am avut niște nopți ciudate, să nu te sperii. În general, dorm ok. Ok. Ultima vreme a fost mai ciudată. Deci monitorizează și somnul? Da. Îți monitorizează somnul și asta o face în mod automat. Adică își dă seama când încetinește ritmul cardiac din momentul în care adormi. Știi că îți cade pulsul. Da. Și îți spune cât timp ai stat treaz. Cât timp ai fost în REM, în light sleep sau în deep sleep. Dar e normal să știi. Da. Durata nu este normal, dar restul e normal. Și uite, măsurătorile par foarte detaliate. Mai sunt momente, uite, aici am dormit cea mai bine. Trebuie să te băgăm într-un program de somn, Radu. Da. În plus, ce mai place este că... Unde era? Aici, dacă trag de ecran, la astea de peste zi, mi-arată și pulsul de peste zi. Uite cum arată, spre exemplu, și de azi noapte, când am dormit. Uh-huh. Resting, în odihnă am 61 de bătăi, dar când dorm cobor la 48. Puțină lume știe că în timpul somnului poți să cobori și sub 50. 50, da. Depinde acum care e ritmul tău în mod normal. Ia, la mine cât este. Eu am un heart rate destul de ridicat în comparație cu alți oameni. De aceea să ne uităm la... Nu știu, 6 dimineața dormeam. 72, 79... Între 54. Eu ce am putut noaptea, Radu. Wow. Opulență. Pe mine mă pun la culcare Ariana. Știi, dacă trebuie să o pun la culcare să-i zic o poveste, mă ia somnul și nu mi-a pot lucra.
Și după aceea zic, gata, mă, să mă culc, mă trezesc dimineața mai devreme, dar în seriile în care o pun pe ea, uite. Deci am atins 98 de piele la 45? Why? Ai alergat pe scări, probabil. În vis. Ceasurile acestea, așadar, sunt o prezență interesantă. Așa, apropo, funcționează și cu iPhone și cu Android. Da. Prin Bluetooth. Pe Android să ai grijă că o să-ți ceară să-ți instalezi HMS Core. Da. Și aplicația Huawei Health. Dacă nu-ți merge HMS Core, cel mai bine cauți o versiune, o idee mai veche, se lucrează la update-uri și în momentan când își face update, e o chestie care se rezolvă într-o săptămână, știi? Mm-hmm. Dar funcționează foarte ok cu toate telefoanele, deci dacă ai unul de genul ăsta sau vrei să-ți cumperi, nu te speria că nu merge, el va merge. Doar că trebuie să pui o versiune mai veche de HMS Core. Și cam atât. Nu aș vrea să mă lungesc mai mult, pur și simplu, acestea sunt niște ceasuri pe care noi le-am folosit în ultimele săptămâni, luni de zile. Suntem trei deja care l-au testat, a testat și Lorena varianta feminină, intră și vezi și clipul ei dacă cauți pentru cineva de sex feminin. Nu este cea mai tare pereche pentru un iPhone, spre exemplu, dar este o alternativă cel puțin utilă, însă pe Android este surprinzător de bun, chiar dacă nu are Android Wear. Este o extensie a telefonului tău, de la care doar primește notificări în cea mai mare parte a timpului, îți măsoară doar pași, nu prea are acces la date personale, nu are niciunde să le trimite dacă ești stresat de chestia asta. Și cam atât. Mi se pare un ceas ok pentru banii pe care îi cere. Este chiar foarte bun la banii care se cer. Mie mi-a plăcut foarte mult acest ceas și întotdeauna am căutat un ceas la care, bine, acum s-ar putea să fie diferit de datele pentru că tocmai l-am trecut pe telefonul ăsta înapoi, poți să-i setezi... O să-i setezi fiecare aplicație în parte care îți dă notificări. Fiecare. Adică dacă nu vrei o aplicație să nu-ți dea notificări, o dezactivezi de aici. Uh-huh. Cum am făcut eu, de exemplu, cu Facebook, prima pe listă, sau Netflix, sau Twitter, sau alte chestii. Nu vreau să le văd pe toate. Chiar nu vreau. A, și să nu uit. Ia întoarce în aplicație aici, pentru că avem 4 GB de stocare pe ceasurile astea. Și Bluetooth, poți să adaugi muzică, dar să adaugi MP3-uri și dacă vrei să vezi cum să descarci legal MP3-uri de foarte bună calitate, trebuie să vezi clipul meu cu ce am în rucsac. Pentru că eu îmi descarc în continuare MP3-uri pentru a-mi pune în mașină sau chiar și pe ceas sau pe telefon. Eu, nu mă crezi, fii atent? Te cred. Deci eu am MP3-uri pe telefon. Da, pentru că îți place să asculti pe căștile tale foarte frumoase primite de la Lorena, care în mod sigur se aud foarte bine. Exact. Și ai nevoie de muzică la calitate mare. Deci, add songs, mă duc pe device și acestea sunt MP3-urile mele, cumpărate frumos. Să zicem că vreau... Black Luffy. Mountain sună bine. Cum? Și Black Mountain este la marș faină. Select all. Nu astăzi, nu că se încarcă prin Bluetooth. Validez și acum sunt transferate prin Bluetooth către ceas. Iar ceasul poate fi legat cu căștile. Am testat chestia asta cu căști cu noise cancelling în avion și merge. Așadar, dacă te duci la toaletă în avion și ai telefonul pe airplane mode, dacă ai muzica pe ceas, cu căștile cu noise cancelling, poți să asculti muzică sau ce vrei tu de pe ceas în căști. Da, probleme de oameni cu Bluetooth. Cam atât. Acestea sunt Watch GT2, Watch GT2e. Acesta este Radu.Neagu pe Instagram, acesta este Gbuhnici. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, dați-ne un like, un share și un subscribe. Și dacă nu sunteți deja, poate ați vrea să deveniți membri, aveți link în descriere. Deveniți membri alături de noi în cea mai mare comunitate de pasionați de internet și tehnologie. Iar până data viitoare... Numai bine. Primul membru confirmă. Primul membru confirmă, da.